Matei Anduță a luat o cameră, un microfon și a făcut ce face el mai bine. Și a băgat nasul unde nu-i fierbe oala. Ultimul și cel mai recent videoclip, Anda Adam. Vă rog. Și dai în mine cu bronze oarbe, mă omor sfârșit și rup iubirea. Dintre noi frica și groaza asta m-au dezgolit. Și numai gloanțe ce dau în mine le opresc. Neața, neața, Răzvan, neața, Dani, doamnelor, domnilor, suntem lângă Anda Adam, care până acum a fost singură pe stradă, s-a și tras. Noroc că s-a tras cu gloanțe oarbe, pentru că altfel eram pierdut. Azi. Anda, gloanțe oarbe, despre ce este vorba? E metaforic ce spun în piesă. Tocmai sunt convinsă că or să se regăsească foarte mulți în piesa asta. E o piesă de dragoste frumoasă, 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 scrisă de Adi Sână. Facem un clip minunat care o să fie genial în regia lui Alex Ceaușu. Sunt convinsă că foarte mulți tineri or să se regăsească în piesa asta și în versurile piesei. O să avem o piesă frumoasă, sunt fericită, cântăm, suntem sănătoși, asta este important. Eu vă iubesc mult. Ne vedem oricum foarte, foarte curând la voi în platou. Venim, dansăm, cântăm gloanțe oarbe. Și dai în mine cu gloanțe oarbe, mă omor sfârșit și rup iubirea. Dintre noi frica și groaza asta m-au dezgolit. Și număr gloanțe ce dau în mine le opresc. Neața, bine te-am găsit. Neața. Fii atent că nu știu ce să mai zic, crede-mă, milionar în euro de mult ești. Frate, mai lucrezi, n-ai plecat încă pe o insulă pustie? Ai zis că ne dai și nouă bilete, ceva, mergem. Am zis că vă iau cu mine, dacă mergem pe o insulă pustie, mergem împreună. Ia zi-mi. Cum se lucrează, cum este, despre ce este vorba? E deja al patrulea, cred, al patrulea clip cu Anda, deja ne știm foarte bine, lucrăm fără să vorbim, ne înțelegem din priviri. Are o poveste? Clipul despre ce este vorba? Are o poveste, se numește Gloanțe Oarbe piesa. M-am gândit un scenariu, avem niște gloanțe, sunt într-adevăr oarbe, dar doar pentru Anda, pentru cei din jurul ei sunt gloanțe pline. 2014, mai avem puțin să termină anul, cam câte videoclipuri să fi făcut pe anul ăsta? Nu știu, cred că ar trebui să le numărați voi, că toate se lansează la voi în emisiune. Nu știu, habar n-am. Păi dacă tot colaborăm atât de bine, de ce nu împărțim și... Păi hai să facem ceva în sensul ăsta, eu sunt deschis. Bravo. Cum a început nebunia asta? De câți ani faci clipuri? Cum a început? Este ceea ce ți-ai dorit toată viața, se vede acum că, până la urmă, roadele da, se văd. Se așează lucrurile, da. Nu știu, nu mai știu când a început. Cred că prin 2008 am început oficial, dar dinainte cochetam oarecum cu chestia asta. Nu știu unde am ajuns, dar sunt fericit și lucrez cu plăcere.